să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Bună seara, bine v-am găsit! Premierul Ludovic Orban și-a depus mandatul. Iubiți și președinții lor, sunt mutălăi și niciodată lor. Domnule Orban, mi se pare mie că sunteți dumneavoastră, dar ce faceți aici? Ce să fac, mițișor? Mă bucur de libertate. Na, ce să... Acum că am scăpat de la guvern, îmi urmez visul. Păi ăsta era visul, să cântați la metrou? Dar nu ți-am zis mereu, mițișor? Ți-am spus că eu am acceptat asta să fiu prim-ministru doar pentru că am crezut că e așa o rampă de lansare pentru adevăratul muzician Ludovic Orban. A? Și stai puțin, că după ce se termină cu pandemia asta, eu mă încălzesc, acum mă antrenez, că na, mari muzicieni ai lumii au făcut asta, da? După încălzire... Și de-aia am intrat și la metrou aici, că e căldurică, e interacționez cu publicul. N-ați zis voi așa, mițișor, tot timpul? Domnul prim-ministru, merge să vorbiți cu oamenii, merge să vorbiți cu publicul. Ia uite! Wow. Da. Deci, domnule, n-am cuvinte. Nu am cuvinte, mă credeți? De ce? De ce? De ce, mițișor? Te rog eu frumos. Dar nu, cum? Ieri erați primul ministru al țării noastre și acum cântați la metrou? Să știi că e bine și aici. Stai puțin, nu te îngrijora, că te văd așa, îmi plângi de milă. Te rog eu frumos, e cald, am toaleta aproape aici în spate. Nu-s condiții de Palatul Victoria, dar nu mă plâng. Și nu mă dă presa când fumez. Nu mai zic că dacă am și eu aici, nu. V-a aruncat cineva 50 de bani? Dar nu contează suma. Nu contează suma, dragă. Plus că se adună, urmează să depun acum jurământul la Parlament. E bine și nu mă plâng. Nu mă haideți plâng. Că vă dau eu niște bani până vă intră salariul, știți ce zic? Vă dau eu, nu știu, de la mine. Te rog frumos. Haideți, vă dau 100 de lei și mi-i dați dumneavoastră când puteți. N-aș putea. Nu fi ridicolă, te rog frumos. N-aș putea să iau banii tăi. Mai bine te duci, uite, acolo la non-stop și mai iei și mie o sticlă. Mă duc, ce? Nu mă mai, ca nu de mai obicei? Vrea pe caiet. Da, mă știi pe mine, mă știi, ca de obicei. Caiet? Da, ce să fac, asta e. Domnul Orban, doamne. Da. Nu-mi vine să cred că ați ajuns să cântați la metrou. Nu pot să hai că ești culmea, dragă. Te rog eu frumos. Acum mă faci și pe mine să mă simt... De ce crezi tu că am inaugurat, dita mai, metrou în drumul Taberei? Păi, ca să... Na. Ce naiba? Nu, m-am gândit de pe atunci că nimeni nu e veșnic în funcție, nu? Și o să am nevoie să cânt undeva după ce n-o să mai fiu premier. De asta l-ați inaugurat? Păi da. Tu ce crezi? Să am și eu locul meu aici unde să mă desfășor. Bună ziua! Să rămână, doamnă. N-aveți voie să cântați la metru? Un buletin? Se poate, vă rog? Cum? Nu l-ați recunoscut? Păi... Mi se pur mie. Ați fost la România Talent, nu? Nu-i așa? E domnul Orban, prim-ministru nostru. Domnul Orban, să trăi, să trăi. Dar cum ați ajuns aici, domn? E o poveste lungă. Totul a început cu un telefon. Și pe urmă m-a aruncat ca pe o măsea stricată. Nici mulțumesc, nu mi-a zis. După toate câte am făcut eu pentru partid și pentru țară, m-a gonit ca pe un câine vagabond. Nici nu s-a uitat la mine. Domnul Orban, spune-mi, Șică. Domnul Șică, pot să fac jocul ceva, domnule? Vă e fric? Vă dau geaca mea. Nu, e ok, lasă. Hai, vă rog. Da. Să știți că noi suntem cu dumneavoastră. A, da? Da. Păi atunci haideți. 3 și... Urât și președinții blonzi, sunt cam perfizi și niciodată lor. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră.
Of, nici nu știu cu ce să încep în seara asta. La câtă ură se revarsă zilele astea de peste tot. Hai să o luăm întâi pe asta cu pofta noastră de a fi, de a fi comandați, de a fi conduși, de a ne lăsa pe mâna armatei. Iubim, iubim dictatura mult mai mult decât prețuim libertatea. Poate pentru că libertatea nu prea am înțeles-o cum trebuie. Cred că marele eșec al politicii românești din ultimii 10 ani cel puțin e că spațiul deciziilor a fost invadat de procurori, de servicii și de biserică. Toate acestea ar trebui să se subordoneze cu totul instituțiilor statului și legii. Din cauza dezamăgirilor repetate din partea partidelor, oamenii au ajuns să strige: să-i aresteze, mă, pe toți, dă-i dracului! Nici nu mai contează judecata în sine sau prezumția de nevinovăție. Ori un stat de drept nu poate funcționa așa, dragii mei. O democrație n-are nicio șansă în acest fel. Din cauza politicienilor, serviciile au ajuns să dețină decizii politice și să facă dosare penale. Ne ascultă? Și ce dacă ne ascultă? Dacă n-ai nimic de ascuns, n-are de ce să-ți fie teamă. Vă amintiți? Erau chiar jurnaliști care spuneau asta. Cât despre biserică, ce să mai zicem? Este cu totul și cu totul deasupra legii, iar partidele îi se pun mereu la picioare. Să nu credeți că biserica română este străină de rezultatul AUR. Deloc. BOR are acțiuni la acest proiect. BOR plus AUR egal love, tati. Să ne amintim cum spunea și Băsescu: politicienii ăștia fac și drept, cu dispreț, așa, cu dezgust, el fiind nu politician, ci călugăr, după cum bine se știe. Toate acestea au șubrezit democrația noastră și au dezgustat pe oameni, pe cetățeni. Se vede în prezența la vot, se vede în tot ceea ce spun oamenii când vorbești cu ei. Așa se face că nu ni se mai pare nimic ciudat când vorbim de premieri veniți din servicii sau din cadrul armatei. Nu, eu chiar nu înțeleg de ce nu se discută despre Patriarhul Daniel pentru această funcție de premier. Serios. Să unim, domne, odată lumea pământeană cu aia cerească și punem doi vicepremieri. Unul de la SRI, altul din statul major. A? Noi am spus de mai multe ori că suntem de acord. Bă, da, domnul președinte are ultimul cuvânt. Să vedem ce spune și domnul președinte. Să nu uităm că decizia este la domnul președinte. Numai așa i-a auzi pe liberali. Bă, nu e deloc normal să se întâmple asta. Pare că sunteți un partid fără cap. Un partid al cărui centru e în afara partidului. Un partid fără voință, fără nimic. Toată ziua sunteți pe la Cotroceni, acum pe la Vila Lac, Vila Drac, să vă mai picure președintele niște înțelepciune. Am convingerea că Partidul Național Liberal trăiește într-o mare eroare și arată astăzi ca un partid foarte, foarte slab. Un partid pentru care membrii nu hotărăsc nimic, ci așteaptă să li se dea mutarea în plic de la Cotroceni. Sunteți departe de ceea ce înseamnă un partid, dragi liberali, și foarte, foarte aproape de o soartă tristă. Cuvântul decisiv îl are în desemnarea premierului, așa cum este normal, președintele României. Nu știu, cam trăit și acele vremuri. Parcă nici PDL nu era toată ziua la ușa președintelui, cum e PNL-ul acum. Pe bune, sunt asemenea câinilor care dorm în ușă. Nu poți să o deschizi din cauza lor. Viață de partid, nenică, ați auzit de asta? Dacă își dă demisia Orban din fruntea partidului, cred că nici nu mai fac alegeri liberalii. Da, pun un brăduț pitic acolo de Crăciun pe scaunul lui, cu globuri frumos artificial, nici nu fumează. Chiar și faza cu ministrul Ciucă pus premier interimar e slăbiciunea asta a lui Iohannis pentru tehnocrație. Dar democrația nu se face cu tehnocrați decât dacă ei intră în partide, domnule președinte. Pentru că democrația, am vorbit asta și când a fost cu Cioloș, și uite, omul a înțeles, democrația așadar se face cu vot. Altfel, ce sens mai are votul?
Păi haideți să alegem doar un președinte, nu? Iar președintele face după aia angajări. Păi da, premier, miniștri, le dă examene cum crede el. Iar noi ne uităm la președinte. Se comportă cu țara ca un director de fabrică. Fraților, așa pierdem democrația pe drum cu totul. Ascultați la mine. Am o părere extrem de bună despre domnul Ciucă. Iată, iată, o opinie de om deraiat cu totul. Să ne înțelegem, oameni buni, militaria are regulile și modul ei de viață. Politica și democrația au cu totul alte reguli. Nu se pot întâlni cele două niciodată. A, una o poate înlocui pe alta în vreme de război, să zicem. Dar atunci, adio democrație, adio libertate, se suspendă tot. Ce stat e acela în care societatea își pierde orice forță, orice pârghie de a contesta permanent puterea? Un stat bun pentru cetățeni este un stat încătușat, fraților. Da, el, statul, trebuie încătușat de societate, astfel încât să nu poată abuza de puterea lui. Și noi ne depărtăm cumva de ideea asta, nu credeți? Iohannis n-are vreo slăbiciune pentru viața de partid. El a fost în Forumul German un fel de chioșc, nu un partid. Când a venit la București, și-a cam luat-o de câteva ori de la cutrele astea. A umblat cu Gioană, cu Dragnea, după aia să-l pună premier la Voiculescu. Mai știți, nu? Zic, și-a luat-o de câteva ori, o fi prins boală pe partide, naiba știe. Apoi i-a tras-o și el lui Crin Antonescu, după care gata, s-a dus la Cotroceni. Omul n-are vreo istorie în viața unui partid, motiv pentru care dictează PNL-ului cum dicta ca primar la Sibiu. Da, 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 faceți aia, puneți-l pe ăla, Orban să se predea, chestii de-astea. De unde slăbiciunea pentru Ciucă? Tocmai pentru că nici Ciucă nu e vreun om de partid. Mai repede se simte aproape Iohannis de unul ca Ciucă decât de unul ca Orban, oricât de sărumânist a fost Orban cu el. Lui Iohannis e mai aproape vorba ca zonă, ordinele se execută, nu se discută, decât dialogul din cadrul democrației. Chiar dacă a început să vorbească după un mandat de liniște, Iohannis n-a deprins încă arta dialogului. Se vede și la conferințele de presă. El nu are dialog cu jurnaliștii. Aici nu vorbim de autoritățile locale liberale? N-am înțeles, dacă îmi permiteți răspunsul. Era vorba de o întrebare. Nu poți. Nu poți fi președinte fără să știi sau fără să fii dispus la dialog în orice moment cu toată lumea. Că de-aia alții nu vor să ajungă acolo. N-au mă chef să discute, să răspundă la întrebări, dar asta-i fișa postului de președinte. Trebuie să dai socoteală, trebuie să știi multe lucruri, trebuie să răspunzi la foarte multe întrebări. Așa că e de înțeles slăbiciunea lui Iohannis pentru Ciucă. Nu, și că Ciucă, om care nu întreabă, nu discută, nu vorbește. Îi zici ce să facă și el face. Și la rândul lui le comandă apoi miniștrilor. Să ne amintim totuși acel moment unic în democrațiile civilizate. Bine ați venit la acest dialog care, sper eu, va fi foarte interesant. Un dialog de campanie electorală. Despre ce mai vorbim? Președintele țării a fost moderatorul discuției electorale cu jurnaliștii aleși de dânsul. O, da, mare spirit democratic. Și bineînțeles că toți lingăi. Ceva de neînchipuit a fost atunci. Nici măcar idiotului de Trump nu i-a trecut prin cap o asemenea tâmpenie. Asta cred că nu pricepe PNL-ul, în primul rând. Președintele nu prea înțelege treaba asta cu partidele și nu înțelege deloc că democrația e doar cu partide, frate. Să ne gândim la ce putem face pentru țara aceasta. Dezvoltare, instituții puternice, sisteme publice funcționale. Matematica e una foarte simplă. Și cu ce fețe se prezintă azi Partidul Național Liberal? Păi cam astea sunt. Rareș Bogdan a venit doar ca să sugă și el ceva rapid și să ajungă șef. Se lăuda că are cea mai mare credibilitate după președinte. Adică ieșim măi modestule. De Raluca Turcan ce să zici? Iar Florin Roman ăsta e doar istericut și cam atât, nu-l duce bidonașul prea departe.
Păi ăsta e marele partid? Sau s-a transformat într-un partid ca un palton cu care dă președintele de pământ când vrea? Liberalii trebuie să înțeleagă că președintele mai stă câțiva ani și e papa, se duce să se odihnească într-o vacanță de 300 de ani. Dar PNL-ul mă gândesc că ar mai vrea să facă politică și după asta. Sau gata. Să dea Domnul să fie mai curând. Și te cutremuri când auzi despre formarea guvernului. Rareș Bogdan pare că a luat cheile de la Orban și i-a dat și că și virusul cu aparițiile. Da, boala aparițiilor zilnice la televizor. Mă mir că nu inaugurează chestii prin țară de nebun. Rareș Bogdan ne-a explicat cam care sunt principiile după care se va face guvernul. Ce-ai mă râdea Grivei, câinele din curte? Primul ministru va trebui să aibă câteva ministere fără de care e greu să-și pună programul în aplicare. Și aici vorbim, în primul rând, de Ministerul Justiției, în al doilea rând, de Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor, pentru că sunt ministerele fără de care nicio ordonanță de urgență, nicio hotărâre de guvern nu poate pleca, e nevoie de avizele lor și, sigur, Ministerul de Interne. Doamne! Așadar, aceste ministere trebuie să fie la PNL pentru ca, atenție, prim-ministrul să poată să-și pună în aplicare programul. Bă, voi gândiți vreodată înainte de a deschide gura? Păi nu e programul guvernului, frate! Nu e un program asumat pe toate ministerele? Mă, cum poți să spui idioțenii de genul ăsta? Sănătate, educație, dă-le dracu, sunt cum sunt. Bă, dar justiția și internele, mamă, fac moarte de om, bă. E ca și cum îl omori pe tata dacă te apropii de ele. Cât de rudimentar, cât de ieftin gândesc unii. Președintele trebuie să colaboreze și sunt vital Ministerul Apărării și Ministerul de Externe. Acesta e deci motivul pentru care la apărare și externe e nevoie de miniștri PNL. Că dacă-s de la alte partide, președintele nu poate să colaboreze bine, domne, că președintele se sperie dacă e cineva de la USR Plus, se închide în el și tace, ca în primul mandat, 5 ani, mucles, nu mai zice nimic. Rușinos, mă, are un bun simț cât ficatul ușică, Iohannis, da, n-ai văzut așa ceva. Tot ce zice acest băiat e greșit. Tare sunt curios de negocieri. Barna, Cioloș, haideți, bă, că primiți Ministerul Recreației Mari, al orei de dirigenție și lucru manual. Atât, astea mai rămân, că la restul trebuie să fie liberal, mă. Altfel, domnul Iohannis se sperie și dă cu paltonul, face urât, ce... Ciucă a început deja să scoată de la Palatul Victoria personajele apropiate de Ludovic Orban. Astfel, marți au fost demiși Antonel Tănase, secretarul general al guvernului, Mădălina Ileana Simion, director de cabinet al prim-ministrului și Virgil Guran, consilier de stat pe probleme de ordine publică și siguranța cetățeanului. Acum, dincolo de tâmpeniile spuse de Ciolacu și alți pesediști, sincer, și mie mi s-a părut aiurea că Orban și-a dat demisia. Și că mai sunt câteva zile, mă, tată. Anunțai că nu vrei să mai fii premier, că ai înțeles mesajul votului, dacă te ocupi de pandemie până când vine nou premier. Nu, mă, tu ai plecat ca un mârlan. Repet, nu înțeleg. E, da, acum vine Ciucă și unii își dau demisia prin guvern, alții sunt demiși. Pe bune, bă, vorbim despre învestirea următorului guvern undeva peste două săptămâni, pe 23 decembrie, cică. Atât de proști sunt ăștia încât trebuie să-i schimbe acum? Și pe cine pui? Sau lași așa? De ce să faci toate astea? Adică e limpede că războiul dintre Iohannis și Orban e mult, mult mai mare. Iar Orban nu va spune nimic, pentru că e o găină. N-am auzit de acest zvon. Bă, nu știu, cred că ar trebui să ni se explice și nouă, nu credeți? Până una alta avem un militar care se ocupă de pandemie într-un moment în care se discută de carantinarea capitalei, de pildă. Nicușoare, apropo, auziți locuitorii Bucureștiului că poți să-i carantinezi, poți să-i închizi și în debarale dacă vrei, dar să le dai dracu odată căldură și apă caldă. Că tot ziceam. Cel mai mare sector ca suprafață din capitală este inundat de gunoaie, chiar în plină pandemie. Mărturie stau sute de imagini postate pe Facebook de bucureșteni. Sunt mormane imense de mizerie care acoperă străzi întregi din sectorul 1. Locuitorii sunt evident revoltați și spun că n-au mai văzut așa peisaj dezolant de zeci de ani. Doamna Clotild, să rămână,
Merge să duceți gunoiul, doamnă, că stați într-o cocină în sectorul 1. Ce voiam să vă spun e că după entuziasmul câștigării alegerilor, trebuia să începeți munca, mă. La sfânta muncă, toată lumea să muncească. Și nu știu voi, dar eu nu mai pot cu asta, cu stabilitatea. Nu e unul să nu-l auzi zilele astea. Acum avem nevoie de stabilitate, da? Vă rugăm frumos! Bă, da, oricând, nu doar acum avem nevoie de stabilitate. Dar nu așa, mă, de dragul stabilității. Că stabilitatea ne-a adus pe noi aici. Da, stabilitatea unor partide care nu se reformează și care ne amenință mereu cu haosul. Aolo, picăm în haos, nu? În prăpastie, haideți, domne. Dragi români, să avem stabilitate. Alo, alo, a? Gata, v-am lăsat să fiți stabil 30 de ani. Nu v-ați clintit de la putere, n-ajunge. E clar că e nevoie să reconstruim încrederea cetățenilor și de aceea e atât de important să avem o coaliție stabilă și să începem acea guvernare care să facă reformele. Să investim un guvern cu o stabilitate politică. Are nevoie de unitate, de stabilitate. Mă, stabilitate era și în anii 80, când făceam o foame și era frig în case ca în cavou, fraților, nu vă amintiți? Adică nu ne mai amenințați cu haosul doar ca să acceptăm orice. La fel s-a întâmplat în toți acești ani cu oamenii cu experiență. Să o punem, domne, pe Monica Anisie la educație, că vorba aia e om cu experiență, domne, e din sistem, e... O, da, am văzut ce experiență. E foarte experimentată femeia, n-a face numai tâmpenii. Dacă ai experiență mare, n-a face lucrurile prost, evident că totul iese prost. Stabil, dar prost. PSD-ul n-a câștigat jumătate plus unul din mandate. Din potrivă, față de 2016, când s-a dus pe 46%, are o scădere impresionantă. Partidul Național Liberal are creștere. Da, și chestia asta. Voi ne arătați după fiecare tur de alegeri că nu înțelegeți nimic din vot. Vă declarați toți învingători. Și apoi repede. Alo, alo, poporul, gata. S-a votat, s-a astea, hai, stabilitate. Stai, mă, nene, arătați-ne și nouă că ați înțeles ceva din votul oamenilor. Nu, mă, toți apăreți la TV și ne spuneți că sunteți foarte fericiți, că ați învins. Bă, sunteți nebuni, după care vă executați acolo între voi în partid. Păi n-ați câștigat, mă? Nici o vorbă negativă spusă despre Anisie, despre Grindă, despre Violeta Alexandru, Vela. Să ne spuneți, doamnelor, domnilor, să știți că ne-am dat seama din votul vostru că am susținut niște oameni care nu meritau să fie susținuți până în pânzele albe. Ne-am învățat lecția. Ea, cu ce să vezi? Aveți un alt dușman, aur. Să scăpăm de aur, da, să izolăm aur, să vedem cum distrugem aur. Nu era nevoie de așa ceva în Parlamentul României în 2020. În ceea ce privește aur, nu se pune problema vreunei colaborări guvernamentale. Există șanse foarte puține, spre zero, să ne aliem cu un asemenea partid. Pentru că excesele pe care le-am văzut și care nu se înscriu pe o linie europeană... Nu! Nu e vorba despre a izola aur. În primul rând trebuie să înțelegeți fenomenul aur. Să vedeți cine a votat și de ce a votat cu aur. Care erau dezamăgirile acelor oameni? Cât sunt ei de săraci, de vulnerabili și de ce după atâția ani reapare un partid ultranaționalist, anti-european și extremist? Astea sunt problemele pe care trebuie să le rezolvați voi. Deci da, stabilitate, dar nu stabilitatea asta în care voi, partidele, deveniți niște organisme tot mai bolnave care promit reforma țării. Păi vedem oare vreo reformă în interiorul vostru? Nu, mă, nu! Tot traseism, tot nepotisme, tot numiri pe prietenii și slugărnicie. Stabilitate ca la voi mai rar, într-adevăr. Politica, eu o troacă de porci, ascultați-mă pe mine. Aur a anunțat că demarează suspendarea președintelui. Hai, mă, că sunt hotărâți băieții. Tineri, mă, nu se odihnesc o zi. Ci că ăștia de la PSD se mișcă greu, zic auriștii. Normal, bă, că sunt bătrâni. Au și ceasurile alea grele la mâine, atârnă greu și cardurile în buzunare. Bă, nu e atât de ușor. O să vedeți și voi peste 4 ani cum e.
mă uit așa către PSD și nu înțeleg, o să mai stau o săptămână, două săptămâni să înțeleg, de ce nu inițiază suspendarea președintelui. Poate dacă nu inițiază PSD-ul, o vom iniția noi. Un președinte trebuie să fie un mediator, nu trebuie să fie competitor electoral. Nici nu știu dacă e de glumă. În 3 luni AUR a ajuns de la 0, ceva la 9%. Întrebarea e, oare unde este azi AUR? Oare unde va fi ca intenție de vot peste încă 6 luni? Domn președinte, ați dat în PSD toată ziua, dar nu i-ați văzut pe băieții ăștia cum se apropiau din spate, hă? Șeful, părerea mea, v-au tras-o serviciile într-un mare stil. Poporul român i-a acordat președintelui Iohannis 25%. Domn președinte, joacă tare ăștia, părerea mea. Cum spuneați despre PSD după europarlamentare? Că nu mai are credibilitate, nu? Că nu-l mai vrea poporul? E, ce părere aveți despre treaba asta cu 25%? Că cam așa e, nu? Părerea mea, nea Iohăniță, ține un ochi pe băieții ăștia, că poți avea mari probleme. E amuzant cum AUR îi face să pară pămpălăi pe ăștia de la PSD. Bă, bă, mototolilor, vă e frică de Iohannis? Hai, bă, la luptă! Nimă! Nu cred că este oportună suspendarea președintelui. Guvern interimar avem, afară a început să ningă, avem ATI-urile toate pline. E nevoie de stabilitate, nu? Evident că e stupidă suspendarea președintelui, dar e amuzant cum vă face AUR să-i luați apărarea lui Iohannis. Mă rog, nimic nu e mai amuzant decât firea care ne spune toată ziua că umblă PNL după PSD să guverneze împreună. Ce-ai, mă, la voluntari e altă lume, mă, totul e pe invers. Cu Partidul Național Liberal noi nu vrem să alcătuim o majoritate, nu ne exclud domniile lor. Credeți-mă, dincolo de declarațiile publice, ei manifestă alte intenții. Stați, doamna Gabi, stați, păi nu, dacă vă hărțuiesc golanii ăia de la PNL, să știți că trebuie să faceți plângere, da? Nu se poate așa ceva în anul 2020, avem legi, avem... Păi ce, v-au văzut specialistă așa bună și vor să intrați în guvern? Nu, reclamație, doamnă, faceți reclamație, păi nu se poate așa ceva, nesimțiții. Eu vă spun, nu vă jucați, doamnă, cu așa ceva. Că fac avansuri de-astea cu guvernarea și de la asta până la o palmă pe fund nu e decât un pas. Dacă așa? Nu suntem invitați ca și partid câștigător, primul partid, da, să mergem cu propunerea noastră de prim-ministru, este posibil să nu mergem la aceste consultări. Nino, Marcele, nebunule, tu nu vezi că se fac de două zile consultări? Din seara alegerilor Iohannis se tot consultă cu PNL, USR Plus, UDMR. Pe voi o să vă consulte la ghișeu, da, nici nu vă bagă în casă. La poartă, la Cotroceni vă consultă, mă, da, prin gard, lângă ghereta jandarmului de pază. Dar sincer, pare că vă și place. Marcele, hai, recunoaște că dacă te pun ăștia iar șef la cameră, cam aia dai din codiță, e lici, o faci de bucurie. Poți să fii cu șică, da, mă, doi pun post. Că el mai iese la țigară, mai stă pe acasă, mai uită că e luni și trebuie să vină la muncă. Vorba aia de miercurea la voi e weekend. Vă completați, știi ce zic? Stabilitate. 15.000 de români s-au înscris în numai 24 de ore în AUR, singura forță patriotică, creștină și conservatoare din Parlamentul României, în urma apelului lansat luni de copreședinții formațiunii George Simion și Claudiu Târziu. Ho, hai că-și fac și oaste în curând, vin peste voi! Nea Iohăniță, când vezi că vin ăștia cu făcliile spre palat, o iei pe doamna Carmen și vă lăsați spre Sibiu încolo, da? Că nu e de glumă. Merge să apărați casele alea care stau singurele. Da, trebuie să vorbim și despre cum am ajuns oaia neagră a arbitrajului mondial, normal. Imediat după reclame. Hai, mă, începem? Da, mă. Bă, ce faci, mă, acolo? Ce, mă? Eu uite, bă, hai, bă, termină, mă, că e absurd ce faci acolo. Da, mă, absurd, dar nu fac nimic, ce mare lucru. Bă, e o stupiditate crasă, bă, ce faci tu acolo, mă? Dar ce fac, mă? Hai, mă, las. Fac de la picioare, le dau cu ojă, care-i problema? Bă, care le dai cu AUR, nebunule? Da, cu AUR tricolor le dau. Așa, da, cu AUR merge. E bine, e chiar indicat, mă, să le dai cu AUR. Aulu, am început. A început partea a doua. Doamne, ne scuzați. Bă, de ce nu zici, mă, că am început? Puh,
Scuze, nimic important, nu, l-ați auzit, își făcea unghiile de la picioare. Sper să nu-l deranjeze pe parlamentarul Sorin Lavric de la Partidul AUR. Nu vă deranjează șeful, da? De fapt, ce să-l mai pare el suficient de deranjat? Ce să-l mai deranjeze în plus? Bine, parlamentarul Sorin s-a referit la femei. Marote e bărbat, bă, e om, nu muiere. Deci nu cred că e o problemă. Chiar așa, oare avem și femei care se uită la această emisiune? A? De când au voie femeile, mă, la televizor? Sau mai grav, au voie în parlament femeile? Domnul Lavric, o să fiți coleg în parlament cu o grămadă de femei, să cereți, domne, sport de stres, de stres, de toxicitate, de toate. Ah, și salutări doamnei Șoșoacă, colega de partid, da, am înțeles că e și dânsa în parlament. Vezi, poate te încinge nebunule, am auzit că e tare aprigă. Ești cel mai mare mincinos jurnalist al tuturor timpurilor. Pleacă de aici. Deci nu-ți nu-ți l-a permis. Hai, pleacă de aici. Hai, pleacă de aici. Și tocmai când ne bucuram noi că scăpăm de bichinez, de bacalbașa, de mitralieră, de Șerban Nicolae și de șteptul ăla de la PSD care arăta degete prin parlament și îi spunea senatoarei Presadă de la USR nu știu ce prințeso. Marote? Da. Dar un pic de negru n-ai, mă, pentru unghii? A? N-ai negru de ăsta de dat pe unghie sau doar sub unghie? Ăla de acolo, negru de acolo. Ce poate, unghie? Ăla negru. Da, mă, cum era și reclama, ăla negru de respira greu. S-au făcut de panorama arbitrii noștri, fără discuție. Cel mai tare mă indispune însă felul în care se străduiesc unii să explice că nu e nimic greșit în exprimarea lui Colțescu. Da, o mentalitate cu rădăcini vechi, groase, butucănoase, greu de stârpit. Să nu uităm de pildă că noi mereu am pus porecle tâmpite și am hărțuit oameni doar pentru că erau altfel. Și am râs și ni s-a părut normal. Iar când ni s-a spus că nu e, ne-am apucat să căutăm scuze. Suntem cei mai buni la scuze. Avem scuze pentru orice derapaj. De exemplu, pornind de la ideea că, desigur, bă, dar o fi zis și negru ăla ceva, poate am jurat. Da, exact, nu mai știți? O, da, da, știu, a zis-o în cadru privat, în mașină. El nu gândea așa, da, l-a luat valul. Un val mare cu 4 cuburi de gheață, nu? Uitați-vă deosebirea între un om care știe să bea whisky și unul care bea ca prostul. A nu fi rasist, dragii mei, se învață, se educă, se exersează zi de zi. În acest spațiu, educația pe care o primim este profund rasistă. Suntem, potrivit studiilor serioase, țara cu cea mai mare intoleranță față de imigranți, deși 5 milioane de români lucrează în afara țării. Deci primul pas e să acceptăm asta, că așa suntem crescuți, de familie și de școală, din păcate. Cu toate astea mi se par uluitoare limitele unora care nu vor să accepte, în ciuda educației care apare în CV-ul lor, că sclavagismul, oprimarea, exterminarea, considerarea unor semeni ca fiind neoameni a început de la diferențele exterioare. Negru este egal cu inferior. În istoria umanității, victimele rasismului au avut pielea închisă la culoare. De-aia nu e același lucru dacă un alb e strigat, băi, albule! Între timp, în mediul online au început să curgă condamnările, inclusiv din partea președintelui Turciei. Condamn ferm remarca rasistă împotriva lui Pierru Ebo și cred că UEFA va face demersurile necesare. Respingem ferm rasismul și discriminarea în sport. UEFA a decis ca meciul să fie reluat în această seară cu o brigadă nouă de arbitri. Sigur că n-ar trebui să fie linșat Colțescu acum. E vorba de o manifestare inconștientă a rasismului în care am fost cu toții crescuți. Dacă nu ești cu minte, vine și te ia țiganul. Te nești ca țiganul la mal. Sunt lucruri pe care trebuie să le învățăm dacă vrem să stăm la alte mese. Dezbaterea e nu doar bună, e atât de necesară în acest spațiu. Ne face să ne gândim la subiect, chiar dacă mulți dintre cei care se pronunță au doar certitudini și pun etichete fără să-și folosească mintea. Deocamdată, fraților, suntem în țara în care unii care consideră că femeia este inferioară bărbatului și n-are cum să fie admirată de un bărbat au luat 10% la alegeri.
Deci, e de înțeles. Măcar știm cu ce avem a lupta. Și da, da, e nevoie de multă empatie în fața uriașului val de ură. Dar de asta suntem cu toții aici, nu? Să învățăm. Istoria ne învață anume că un popor care nu merge înainte stă pe loc, va chiar dă înapoi. Opa! Uite că a venit numărătoarea. Numărătoarea cu tabletele elevilor, da. Ia să vedem, domne, cum mai stăm cu procentele. Ne apropiem de sfârșitul primului semestru din anul școlar 2020-2021, iar tabletele nu au ajuns la toți elevii. Din cele 250.000 de dispozitive, au fost livrate 166.802. O, 66,7%! Locul întâi pe țară, Ministerul Educației și Guvernul României! Adevărul e că trebuie să fii nebun să preiei acest minister. De-aia nu-l mai vrea niciun partid. Estimez că Ministerul Educației se află pe undeva prin 2010, așa, hai 2012 cu indulgență. În acest context, școala românească a primit încă o veste proastă. Elevii de clasa a 8-a sunt pe ultimul loc în Europa la înțelegerea materiilor exacte. 22% dintre ei sunt analfabeți funcțional la matematică, chimie, fizică și biologie. Păi atunci să facem niște meditații, nu? Oare ce mai zice doamna aceea, secretarul de stat pe probleme de meditații? O fi intrat în Parlament? Că dacă a intrat să dea, domne, o lege, să o lăsăm mai ușor cu școala și să facem mai multe meditații. Facem revoluție în învățământ, tată. Schimbăm totul din temelie. Ce să ne mai chinuim, mă, cu școala clasică? Deci, repet, să se dea rapid o lege. Acum, pe final de an, în vacanță, când nu e nimeni atent. Apropo, am înțeles că și vacanța școlară se face tot online. Da, da, după școala online, urmează vacanța online. Așa e corect. Copiii se vor da cu Sania pe calculator, se vor bate cu bulgări în rețea. Doar elevii fără tabletă au voie afară la săniuși. Domnule, nu băteam joc acum. Un panou de iluminat din blocul operator al Institutului de Urologie din Cluj-Napoca a luat foc. Nimic grav, l-au stins repede, n-a fost nevoie de pompieri, dar parcă se repetă aceste incidente. Sper să nu izbucnească o revoluție a întrerupătoarelor și a prizelor. Da, din solidaritate încep să se încingă și să ia foc. Vrem și noi să ne schimbați, da? Vii dimineața la muncă și auzi: reparați-ne! Reparați-ne! De unde s-aude, mă? Dă-mi priză, tata, așa fac de-aseară. Mă tem să nu fie prea târziu. Sau că tot vă lăudați că aveți atâția bani guvernanților, construiți naibii niște spitale, unele moderne, că astea sunt cam ormanele de mașini de la dezmembrări. Spitalele noastre de astăzi nu mai sunt bune nici dacă le dai pentru piese. Un medic din Oradea a primit mită de la 491 de pacienți în 25 de zile. E vorba de 90.370 de lei, 17.760 de euro și alte foloase. Bă, ești nebun? Incredibil! Incredibil! E vorba de un medic de la casa de pensii, adică unul care evaluează, printre altele, capacitatea de muncă a persoanelor. Vă dați seama, oameni buni, ce bani complicați se fac acolo? Vă dați seama? Incredibil așa ceva. Câte persoane care ar putea să muncească în continuare ies la pensie pentru că dau dreptul și câte persoane care vor să muncească o fac în continuare deși problemele medicale nu le-ar permite. E, în acest context aș vrea să remarc în primul rând capacitatea de muncă a acestui doctor. Oameni buni, să calculăm, 491 de pacienți în 25 de zile. Păi dacă îi punem la socoteală și pe cei care n-au oferit nicio atenție, haideți că trebuie să fie măcar 9 pacienți care au scăpat fără taxă, atunci înseamnă 20 de pacienți într-o zi de lucru. Ho, ho! Băi, e ok, înseamnă că ăsta e un om dedicat meseriei, nu? Bă, meseria e meserie, îl fur și pe tacto de-n groapă, o lași pe măta goală. Mă, chiar mi-e teamă să nu-l amendeze pentru că vede prea mulți pacienți. Nici la pelerinaje nu vine atâta lume, mai ales în pandemie. Fără constatarea asta eram pierduți. Pe asta ați văzut-o? Poliția din Alba l-a prins pe un cetățean cu peste 400 de pomi de Crăciun tăiați ilegal și destinați vânzării.
Bine, faptul că l-au prins cu atâția brazi nu înseamnă mare lucru. Cetățeanul respectiv poate să spună că nu știe, domne, nu i-a tăiat el. Pur și simplu s-a trezit cu ei. Da, domne, n-am nicio legătură, verificați, m-am trezit aici cu 400 de brazi misterioși. Au apărut așa peste noapte, precum celebrele blocuri din metal apărute prin mai multe țări. Ce să... Structura metalică pare să fie amplasată acolo pe plaja de la Vadu, cel mai probabil ieri, înaltă de 3-4 metri. Structura pare să fie pusă cu simț de răspundere acolo. A, ia uzi, domne, a apărut și la Vadu, mai sus de Constanța, o fierătanie misterioasă. Iarna pe plajă, mă, bravo. E reclamă la programul ăla, Litoralul pentru toți sau ce? La Mamaia nu și-a permis, s-a dus la Vadu sărăchia, da? Avea niște tichete de vacanță și a zis să profite de ele, domne, să nu se termine anul. Noi am venit aici ca să ne deconectăm. Adică să ne odihnim. Acum, serios vorbind, să știți că nu-i decolea ce se întâmplă cu aceste obiecte, nu? Suntem într-o companie selectă, nu vedeți pe unde apar? America, Olanda, Anglia, România... Dacă n-o să apară într-o zi și niște tuneluri secrete care leagă toate fierătaniile, tuneluri dacice normal, să poate de strămoșii noștri, domne, cu o tehnologie ultra secretă, se știe. Lasă, mai vorbim noi, nu-i momentul acum, dar mai vorbim. Și v-am zis, mor pe întrebările marilor ziariști și comentatori care până duminică n-auziseră de aur. Ce, mă? Aur? Și ăsta, mă, partid? De unde a apărut? Desigur, ca de obicei, oamenii lui Răzvan Anghelescu au toate răspunsurile. Vax populi. Ce spuneți de aur? Un partid bun. Ce vă place la el sau ce nu vă place la aur? În privință, el a fost arestat. Vreo 3 sau 4 ori a fost arestat. Îmi place de partidul ăsta. Ce vă place cel mai mult la aur? Faci ce vrei. De mulți au fost surprinși că a intrat aur în Parlament. Eu am auzit de el de acum 2 săptămâni. Așa. Că e bun, că nu e bun, dar e foarte bun, cred. De ce? Ce v-a plăcut la aur? Dacă e tineretul. Șeful lor, cum se numește, că nu așa, și că a făcut niște măgării. Aveți încredere că... Nu. E mult tineret care nu... Trebuie și un pic de experiență, să aibă un lider al lor, un pic cu mai bătrânior, așa, cu experiență, zic eu după mine. Ce înseamnă aur? De unde vin literele alea? Păi, normal, eu așa zice, aur vine de la aur, dar nu cred eu că are valoarea la aurul, ca și care sigla lor care vrea să o spună ei, că aur de la aur vine, nu poate să vină în altă parte. Ce părere aveți de lucrul ăsta, că a intrat aur în Parlament? Vă așteptați, nu vă așteptați? Nu. Și nici n-ai bine. De ce? Din ce prostie a făcut măgarul ăla care acolo e exclus? E ceva bun. De ce e ceva bun? Pentru că e nou și poate îi dă interesul altfel să facă ceva. Ați votat cu aur? Da. De ce? Ce v-a convins? Că foarte... Păi pentru primat când e în partid și de asta am și votat. Ce știți despre partidul ăsta? Păi prea puțin am înțeles, dar am înțeles că o să fie ceva bine. Să știți că eu nu le-am cu politica. Dar din ce am înțeles și eu prin vorbire, televizor, radio, o mare surpriză. Ați auzit de aur până acum? Nu. Nu. Ați fost la alegeri? Nu, n-am fost. De ce n-ați fost? N-am fost pentru că nu le-am cu politică. Și de aurul ăsta ce părere aveți? Cum vi se pare așa? Eu, acum ce să vă spun? Dacă nu cunosc personajele, cine sunt acolo, ce pot să spun? Măcar ce înseamnă aur, știți? Da, Uniunea Românilor, nu? Asociația Uniunea Românilor. Știți, membru din aur, știți ceva? Nu cunosc și eu șeful, de aici sunt. Dar aveți idee măcar ce înseamnă aur? De unde a venit numele partidului aur? Poate are aur alții, firmi care are aur. Ați auzit de partidul ăsta aur? Da. Ce părere aveți de aur? Păi am văzut că e o părere bună. I-ați votat pe ei, pe aur? Ei, am votat pe ce am votat. Dar vă place de partidul ăsta, aur? Îmi place. Ce vă place? Comportamentul, tot cum s-a încadrat ei în Parlament. A promis ceva, ce v-a plăcut, ce... N-a promis, da? Zicem și noi. Știți vreun membru al partidului, aur? Nu, nu. Cum a intrat în Parlament, aur? Părerea mea? Cred că e o mijmărie la jumătate. Ați fost la alegeri? Am fost. Și nu ați văzut acolo pe aur numele acestui partid? Bă,
Am votat, dar eu n-am nicio clasă și nu știu ce e. Ce ați votat? Da. Păi și unde ați pus ștampila? Pe trandafir. Da, aur nu ați auzit niciodată. Ce credeți că înseamnă aur, numele acestui partid? Ce să vă zic, nu știu. Nu știu cum am clasă, n-am... A intrat în Parlament acum, aur ăsta. O să facă ceva, nu o să facă... Dumnezeu știe. Eu un pic surprinsă că a intrat aur în Parlament. Dumneavoastră știați de el. Despre noi, despre mine, persoana mea, nu vreau să intre nimeni în Parlament, pentru că suntem mințiți. Foarte mințiți. De toată lumea. Toți vrea să aibă un serviciu să tragă pentru ei, pentru familia lui. Nu interesează de țară. Una la mână ne conduce țara, un neamț, în care noi nu avem nicio treabă cu neamțul. Să avem pardon. Am avut și ghinion. Ereditar. Avem o gaură în buzunar. Dar progresăm. Încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii.